mulțumesc mult, vă doresc încă o dată sănătate la toți, bucurie și aș vrea să vă întoarceți toți acasă. Era o zi care nu prevestea nimic, ba din contră, era o zi care ar fi trebuit să fie minunată, era sărbătoare, era ziua lui Narcis. S-a întâmplat chiar de ziua lui Narcis, asta a fost cel mai dureros pentru noi. Acestui băiat nu am ce să-i reproșez, doar faptul că nu mai este printre noi. Era dintre cei bravi, suflet frumos, tânăr plecat în lupte cu folos. Și în loc de bune vești, s-a întâmplat că brusc destinul său a fost curmat. Aduni și să mă duci, să mă alegi din iarbă cu privirea oarbă și cu viața în flori și prunci. Asta a fost. Probabil așa i-a fost destinul. N-avem ce să facem. Mai dureros decât vestea. Așa i-a fost destinul. Așa i-a fost lui de a-și îmbrățișa cariera asta militară. Altceva n-aș putea să spun. Deci Dumnezeu probabil l-a iubit. Și din cauza asta mi l-a luat. Din o mamă la răscruci. Fiecare dimineață merg în camera lui și vorbesc cu acel tablou. Să mă aduni și să... Noi îl considerăm un copil nevinovat la vârsta asta. I s-au tăiat aripile. N-avem ce să facem. Transmiteți din partea mea ca mamă să aibă îndrăzneala și încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu o să fie cu ei și nu o să treacă decât două luni mai iau și o să vină sănătoși acasă. Iar celor dragi le mai trimite vești în vise, pe la case părintești, că nu le-a spus și ei n-au mai aflat cât i-a iubit de fapt cu adevărat. Vino, tată, la fântâni, să-mi bei lacrima din mâini, când apuci de coasă două urme, lasă două brazde-n plug să iasă. Doamne, Doamne, când aveam nevoie de ajutorul tău, Narcis, ne-ai părăsit. Tu care erai cel care ascultai toate durerile, toate necazurile noastre, când veneai acasă în concediu, veneai și ajutai pe mămica, pe tăticul bolnav. Îți era drag ca să muncești grădina asta, să muncești via. Acum am rămas singur, tată, bătrân, bolnav, fără niciun ajutor. Doamne, Doamne! Vino, tată,
Nu am pe cine să-mi vinuiesc, nici pe băiat, nici acolo unde a fost chemat, nu am pe cine să-mi vinuiesc. El știa un singur lucru, că trebuie să-și facă datoria față de țară, față de popor. Pe 31 ianuarie împlinea 26 de ani. El a spus că trebuie să meargă acolo, acolo este chemat și trebuie să-și facă datoria față de țară. Țara pentru asta m-a pregătit. Trebuie să înțelegi, tu ai fost militar, așa cum nu te-au oprit alții pe tine din cariera militară, nici tu nu mă poți opri pe mine. A fost o chemare, poate. Nu-mi pare rău. Să știți că nu-mi pare rău. Să mă ierți, Narcis, dacă ți-am greșit cu ceva, dar sper că nu ți-am greșit. Singurul lucru care ți l-am reproșat a fost că nu am fost de acord cu plecarea ta. Să mă ierți. Să mă ierți, Narcis. Era menit să facă pace în lume. Se aud venind izbânzile postume. În urmă, camarazi născuți soldați au împietrit cu ochii înlăcrimați. Narcis. Narcis mi-a fost poate cel mai apropiat dintre băieții din grup. Eram oarecum fire asemănătoare. De regulă de mort se vorbește numai de bine, dar de data asta, de băiatul ăsta, chiar numai de bine pot vorbi. Mă gândesc adesea la Narcis. A fost un coleg bun. A fost poate, cred că cel mai bun dintre noi. Stați puțin să-mi revin că... Ei erau trei frați. Am înțeles că el era cel mai iubit, fiind cel mai mic. Îmi povestea despre planurile pe care și le făcuse, despre ce dorea el să facă pe viitor. Vorbeam despre întemeierea unei familii, se gândea și la asta, dar după misiune îmi spunea, acum nu este timpul să discutăm. Mă gândesc la Narcis câteodată, chiar și după ce am ajuns în țară, pentru că eu am fost foarte apropiat de el. Întotdeauna ne făceam planuri de viitor, ce să facem când vom ajunge acasă. Da, este foarte greu fără el. Este foarte greu să-ți amintești acele clipe. Tot timpul am simțit totuși că parcă lipsește ceva, parcă nu mai era la fel cum a fost înainte. Fiecare dimineață când ne trezeam în cameră era un pat gol care trebuia să fie Narcis. E destul de greu să-mi reamintesc cum a fost în ziua aceea. Practic am văzut pentru o clipă moartea fiecare dintre noi. Adevărul este că a fost atât de rapid încât nimeni n-a avut timp să-și dea seama ce se întâmplă acolo. Ne-am dat seama că nu suntem toți. Din 7 care plecasem, rămăsesem numai 6. După explozie și după șoc, s-a văzut ușa deschisă a lui Șonii, am crezut că deja coborâse. Greul a venit de-abia după ce ne-am adunat toți din câmp, fiecare de unde a reușit să sară, și am constatat că, din păcate, nu mai eram toți. Faptul că ești în față, acolo, ești primul, este firesc să fie mai greu, este normal să fie mai riscant, pentru că noi suntem primii, noi suntem acolo în față, dar noi depind și colegii noștri. Noi, practic, asigurăm protecția camarazelor noștri. Am trecut prin niște
prin niște momente groaznice, prin niște clipe de coșmar, însă dacă am fi chemați, dacă mâine aș fi chemat la unitate și mi s-ar spune, măi, trebuie să pleci, vă spun cu mâna pe inimă că n-aș ezita, pentru că, în definitiv, suntem militari și trebuie să ne facem meseria. Dacă mi se va cere și unitatea îmi va spune că trebuie să plec în altă zonă de conflict, niciodată nu voi ezita să spun da. Consider că e normal ca armata noastră să participe la astfel de misiuni. Dacă vrem să avem o armată de profesioniști, o armată pregătită. Viața merge înainte. Noi acum am ajuns acasă, suntem bine sănătoși cu familiile. Păcat că nu a putut fi și Narcis lângă noi. Asta e. Câteodată viața își cere sacrificiile sale. Putea să nu se întâmple, dar cred că și-a vrut Dumnezeu. Dumnezeu să-l odihnească în pace, săracul. Soldatul bun aude dintre sfinți ce doliu amar e în suflet de părinți și știe neputința tuturora ce singurii sunt fratele și sora. Pot spune că, într-adevăr, am participat la creșterea lui. Am fost alături de el tot timpul. L-am ținut în brațe când era mic. În prima lui zi de școală am făcut-o eu pe mămica. Am vrut să aibă un drum frumos în viață. Ce mi-am dorit pentru fratele meu, să fie întotdeauna cu capul pe umeri, să fie un om drept, un om care să iubească adevărul. Și așa a fost Narcis. Așa vreau să fie și copiii mei, să însemene. Acum copiii mei întreabă mereu de Narcis, pentru că Narcis a iubit copiii mei, cred că cum l-am iubit și eu, ca frate, ca sângele în sângele meu. Generația lor și generațiile care vor veni să-și aducă aminte de Narcis și de tot ce a însemnat sacrificiul lui. Sunt militar, este o tradiție în familie. Mi-am dorit foarte mult să urmez și eu și fratele meu această frumoasă tradiție, tradiția de a fi militar. Noi ne-am înțeles extraordinar de bine. Nu a existat frică între noi sau frică de părinți. Nu, totul l-am făcut din plăcere, totul l-am făcut cu tragere de inimă. Trebuie să înțeleg și faptul că nu mai am lângă mine și să accept realitatea așa cum este, dură. Fratele meu este un erou, dar nu numai el. Și acei băieți care au participat, și acei oameni, sunt niște eroi. Nu lipsește, îmi lipsește foarte mult. Acum 30 de zile mă întâlneam în tabără la Kandahar cu sergentul Narcis Shoney. Un bărbat tânăr, puternic, aflat în misiune pentru a sluji țara. Un bărbat care nu făcea nimic decât ceea ce țara lui ceruse. Un bărbat care a căzut la datorie. A făcut-o cu generozitate, a făcut-o cu respect pentru țara lui, a făcut-o cu respect pentru armata română. Îți mulțumesc, sublocotenent Narcis
Șoșonei în numele poporului român. Știe pe pământ și peste nori, numele lui e printre învingători, căci dincolo de viață și de moarte, chiar lupta lui e dusă mai departe. Că eu stus la secerat, treierat și măcinat, de străin de